Bună ziua, Cantimir! Eu sunt bucuros astăzi fiul unui spiței la dumneavoastră. Noi astăzi cerem să lichidăm Centrul Național Anticorupție, că este cuibarul corupției din Republica Moldova. Din 2014, foarte clar vorbim despre faptul că trebuie să anulăm imunitatea la toți deputații din Parlament. Astăzi noi nu putem să deschidem fabrici noi, până urgent nu reanimăm școli profesionale. Noi am propus un proiect de lege ca în fiecare sat să instalăm câte o farmacie electronică, câte un terminal, ca oamenii să poată aibă acces în sat la medicamentele cele mai necesare. Cum să apară din partea statului terminalele astea cu medicamente? Oamenii să vadă prețurile reale la medicamente. Noi astăzi suntem țară plină de năcealnici și vreau ca să înțelegeți că noi dacă nu tăiem din năcealnici, păi niciodată n-ați putem reporni țara. La noi azi, consiliile raionale, poftim, ne costă sute de milioane de lei pe an. Dar dacă pensia minimă e 1180 de lei și avem oameni în țară care prinesc 20.000, 40.000, 113.000 de lei pensia maximă. Dacă nu, cumva, poate noi să facem un plafon, o limită pentru pensia mare și automat să ridic pensia minimală. Dacă noi nu ne întoarcem la gost, n-as avem nici o claritate și ține de produsele alimentare și acele care le avem în țară, care vin de psihotare. Problema apeductului, canalizării și fabricilor de prelucrare a deșeurilor trebuie să fie proiecte naționale. Eu vă mulțumesc pentru întâlnirea care a avut loc astăzi. Eu merg înainte să fac crede. Dacă aveți încredere, ne susțineți. Cum am spus, doar zavcos, revizor și chirurg. Vă mulțumesc, Cantimir! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.